Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În clipul de față vă voi arăta interiorul unor condensatoare de la Elna. Au fost cumpărate pe la sfârșitul anului trecut, așa că am o curiozitate să văd interiorul lor, pentru că acea capacitate e mai mică decât mă așteptam. Pentru că probabil sunt un începător care nu știu cum arată interiorul acestora, am decis să fac și un clip pe această temă. Acestea sunt Elna, modelul LA5. Am căutat și catalogul lor, pentru că sunt mai multe, de la Elna sunt mult mai multe modele, logic, și e destul de stufos, are peste 200 de pagini. Deci am vrut să caut în catalog, vreau să văd ce rezistență internă echivalentă ar trebui să aibă SR. Și nu am găsit mare lucru, ori n-am căutat de ajuns, că am răsfoit eu zile trecute, dar m-am lăsat pe guba și zic la sobaldă. Însă, din câte știu din experiența mea de până acum, știu, nu am o experiență prea vastă, cele sub 1000 de microfarazi trebuie să aibă pe undeva sub 0,201 ohmi. Nu o să, bineînțeles că nu o să desfacem pe cel de la Elite, eu vreau să-l desfac pe acesta de la Elna, de 2200, mă rog, nu e de 2200, din păcate este mai jos. A fost măsura dinainte. O să măsor cu 3 aparate. Acesta este un SR-metru făcut de mine acum ceva timp, anul trecut, nu mai știu exact când. A fost luat o schemă de pe internet, am proiectat cablajul. O să pun în descriere un clip cu realizarea acestui SR-metru în regim DIY. Hai să reglăm la 0. Ceva gen. Interesant. Măsurat mai devreme și era mai mică acea rezistență serie echivalentă. Vreau să vi-l arăt și pe cel de la Elite. Are 0,1, 0, da, undeva pe la 0, spre 0,1. E foarte bine. Hai să măsurăm și eu cu acest multitester. Nu contează plus și minus. Durează mai mult, e normal. 0,17 ohmi și aproximativ 1000, aproape de 1700 de microfarazi. Mai e jos decât mod normal trebuie să aibă. Ceea ce e mai jos față de ce trebuie. Da, în fine, hai să vedem și pe acesta. .16, este bine, SR 1674 cu aproximații, 1670 de microfarazi, da, din câte se vede. Și da, mi se pare tot destul de mică acea capacitate. Hai să măsurăm și doar capacitatea cu acest multimetru. Pe acesta durează mai mult, e normal. Cu cât are capacitatea, condensatorul capacitate mai mare, cu atât durează mai mult. 1720 cu aproximație. Să-l măsurăm și pe acesta. Aproape de 1700. Deci multitesterul respectiv măsoară bine. Hai să-l vedem pe cel de la Elite de 3300. Ce capacitate. În cazul acestuia trebuie să dureze mai mult până măsoară capacitatea. 3100. Deci e bine. Are o toleranță mai mică. Pentru că nu vreau să pun mâna pe substanța aceea din interior, am pus niște mănuși în mâini. Vezi, de la mănuși, chestiile alea, nu o băgați în seamă. Dezintegrează mănușile. Da, în fine. Hai să trecem la desfăcut. Ok,
Gata. Am reușit. Nu arată rău. Ok, să trecem mai departe. Aici trebuie să se desfacă. Să luăm un cutter. Hai puțin cam... În fine, lasă așa, nu contează. Vă dați voi să... O folie de aluminiu cu această izolație între. Să aibă două folii de aluminiu din câte știu. Da, două folii. E bine. Și nu arată rău deloc. Chiar e excelent. Așa, am ajuns la una dintre armături. Am rupt-o, dar n-are nimic. A doua armătură. Da. Și se duce mai departe. Și cam așa arată un condensator electrolitic polarizat. Aici. Folia de aluminiu e perfectă. Nu are găuri, nu... Dar cât de uscat și cât de umed trebuie să fie acest strat de izolație, nu știu. Dar și nu... Am căutat pe internet ce substanță ar fi aceea. Poate îmi scrieți voi în comentarii. De asta și-am purtat mănuși pentru a fi sigur. Mai bine să fiu preventiv, nu? Ok. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!